A venit, dragi prieteni, la un nou live. În câteva momente vreau să vă readuc aminte pentru cei care știți, pentru cei care nu știți sau nu au studiat neapărat subiectul acesta, că în perioada reformei, vă reamintesc că în perioada reformei, reformatorii, pre-reformatorii chiar, reformatorii, a doua generație de reformatori, au considerat că doctrina justificării prin credință, cu alte cuvinte, esența doctrinei despre mântuire, este fatală pentru orice sistem religios, omenesc, bazat pe tradițiile oamenilor. Și lucrul acesta a fost experimentat practic în relația reformatorilor și a reformei cu catolicismul. Când doctrina justificării prin credință, doctrina mântuirii, doctrina biblică a mântuirii a ajuns să fie propagată în țările vestice, catolicismul a pierdut exponențial. Direct proporțional cu răspândirea Evangheliei, catolicismul a pierdut din teren, a pierdut din putere. Și motivul este unul foarte simplu. Motivul este unul foarte simplu. Cu siguranță există oameni. Și există un adevăr în lucrul acesta propăduit de oameni, există un adevăr în faptul că reforma a fost generată de un cumul de aspecte, da? Aspecte politice, sociale și așa mai departe. Este adevărat lucrul acesta, dar impactul primordial a fost al Evangheliei în ce privește pe oameni. Și aplicația practică pentru noi, pentru fiecare dintre noi, aplicația practică, mai ales într-un context ortodox în care noi trăim în România, într-un context cu preponderență ortodox, cu precădere ortodox, aplicația practică este aceasta. Eu cred că ortodoxia propăduiește o doctrină distorsionată despre mântuire și spun lucrul ăsta deschis, deși unii sunt foarte reticenți la face asemenea afirmații, a le accepta și așa mai departe. Cred că doctrina ortodoxă despre mântuire este o combinație de învățătură biblică cu învățătură omenească și cred că doctrina justificării prin credință ar fi la fel de fatală pentru sistemul ortodox în sine, la fel cum a fost pentru catolicism. De ce? Lucrurile sunt foarte simple. Dacă înțelegi că ești justificat doar prin credință, doar prin Domnul Iisus Hristos, doar prin Harul lui Dumnezeu, atunci nu mai vezi rostul la preoția sacramentală, la cele șapte taine sau câte taine au fiecare religie. Atunci nu mai vezi rostul la alți mediatori, la alți mijlocitori, nu mai vezi rolul sfinților, da? Nu mai vezi rolul rugăciunii pentru cei care au murit, nu mai vezi rolul purgatorului. Nu mai vezi rolul doctrinei populare despre vămi. Nu mai vezi rolul mărturisirii păcatelor la un preot care apoi îți confirmă iertarea păcatelor. Nu mai vezi rolul împărțirii păcatelor, păcate de moarte și așa mai departe, altă categorie. Toată construcția aceasta, toată fabrica aceasta religioasă de idei, de concepte, de practici, de doctrine, se dărâmă automat printr-o simplă doctrină. Prin doctrina justificării prin credință. Prin doctrina mântuirii. Dacă ai înțeles doctrina aceasta, nu mai are rost, nu mai face sens, nu mai se potrivește. Deci, nu, într-un cuvânt, foarte simplu, doctrina justificării prin credință nu poate supraviețui cu un sistem religios omenesc, bazat pe tradiții omenești, pe gândire omenească, pe filozofii omenești. Nu pot supraviețui lucrurile acestea împreună. Preoția catolică și ortodoxă. Rolul sfinților și a Maicii Domnului. Rolul mărturisirii păcatelor. Rolul tainelor. Toate lucrurile acestea își pierd din putere, din valoare, pur și simplu dispar. Atunci când ai înțeles doctrina justificării prin credință. Noi credem în rolul slujitorilor. Credem în rolul biserici, credem în rolul scripturii, credem în rolul botezului, credem în rolul cinei Domnului, credem în toate lucrurile acestea, dar nu în felul în care le văd
le văd ortodoxi, de exemplu, sau catolici. Problema este următoarea. Problema este că în țară la noi, mulți dintre evanghelici, și spun lucrul ăsta fără să încerc în absolut niciun fel să mă compar cu cineva și așa mai departe. Sub absolut nicio formă. Sub absolut nicio formă. Problema este că în țară la noi, mult din doctrina evanghelicilor despre mântuire seamănă cu doctrina ortodoxă. De exemplu, ca să fii mântuit, unii spun ca să fii mântuit trebuie să crezi în Domnul Iisus Hristos, dar și trebuie să faci următoarele lucruri. Da? Ca să, alții spun, domnule, ești mântuit numai prin har, numai prin credință, dar ca să-ți păstrezi mântuirea trebuie să ții regulile astea, trebuie să împlinești poruncile astea, trebuie să faci lucrurile astea, practicile astea trebuie să le ai în viața ta, altfel nu ești mântuit. Și este tot un fel de evanghelia faptelor, un fel de combinație între credință, har, Hristos și faptele omului. Cum am spus de mai multe ori și nu există niciun fel de dubiu pentru cei care mă ascultă în mod obișnuit, faptele noastre au un rol foarte important în viața noastră pentru că ele sunt o dovadă, o demonstrație, un efect, un rezultat inevitabil, obligatoriu al credinței noastre mântuitoare. Cu alte cuvinte, credința care te justifică este și credința care te sfințește, credința care îți dă putere să asculți de voia lui Dumnezeu, să împlinești voia lui Dumnezeu, să te supui voiei lui Dumnezeu. Da? Deci sub nicio formă, asta este o paranteză, sub nicio formă nu pun sub semnul întrebării faptele, importanța faptelor, importanța esențială a faptelor, ci spun că acestea nu au absolut niciun rol în mântuirea noastră. Motivul pentru care eu, dacă aș fi ortodox în România și aș asculta multe predici de, la evanghelizări, n-aș găsi niciun motiv să trec de la ortodoxie la, la orice denominație evanghelică sau să accept învățătura lor despre mântuire. Pentru că este în esență aceeași doctrină semi-pelagiană. Dacă tu faci ceva, Dumnezeu te binecuvântează și îți dă mântuire. Dacă tu continui prin faptele tale să te ții în mântuirea aceasta, Dumnezeu la final o să te mântuiască. Lucrurile acestea sunt cântate, sunt predicate în unele biserici, duminică de duminică și de multe ori, de foarte multe ori la evanghelizări. Și nu este absolut niciun motiv, repet, pentru care un catolic sau un ortodox să treacă de la catolicism și la ortodoxie la evanghelici. Strict în ce privește doctrina mântuirii. Dacă am predicat ca reformator, eu sunt ferm convins de lucrul acesta și voi încheia. Dacă am predicat ca reformatorii, doctrina justificării numai prin credință, anume că toate păcatele noastre sunt iertate în jertfa Domnului Iisus Hristos și că neprihănirea, viața Domnului Iisus Hristos ne este atribuită nouă, ceea ce înseamnă că Dumnezeu ne privește pe noi prin lucrarea ispășitoare substitutivă, răscumpărătoare a Domnului nostru Iisus Hristos, adică ne vede desăvârșit și sfinți în Domnul Iisus Hristos, dacă am predicat lucrul acesta, orice om care va auzi învățătura aceasta, Evanghelia curată a Domnului Iisus Hristos, își va pune imediat întrebarea. Care este rolul sacramentelor? Care este rolul tainei mărturisirii? Confesiunii? Care este rolul preoților? De ce trebuie să depinde un preot? Care este rolul închinării la Maica Domnului? Care este rolul venerării sfinților, rugăciunii la sfinți? Care este rolul pomenilor, care este rolul tuturor practicilor acestora. Nu trebuie să vă fac o enumerare pentru că le știți fiecare dintre dumneavoastră, pentru că ăsta e aerul, mediul, atmosfera pe care o respirăm, în care trăim în fiecare zi. Orice om care va înțelege doctrina justificării prin credință, doctrina mântuirii din Biblie, va pune sub semnul întrebării întregul sistem religios, ortodox sau catolic. De aceea, dragi prieteni, predicați doctrina justificării prin credință, credeți în ea, trăiți pe baza ei, gândiți-vă totdeauna la ea, rugați-vă lui Dumnezeu ca ea să fie temelia întregii vieții dumneavoastră. Și dacă unii dintre voi predicați, predicați-o des, predicați-o clar, predicați-o aplicativ, predicați-o în comparație cu tot ce se predică în țara aceasta, în bisericile evanghelice și în bisericile tradiționale. Dragi prieteni, dacă ați înțeles mesajul acesta, dacă îl considerați important, vă invit să-i dați un share, să-l împărtășiți și cu alții. Ăsta este cel mai simplu mod prin care ne putem folosi de platformele acestea, care sunt îngăduite de Dumnezeu, ca să contribuim împreună la răspândirea adevărului lui Dumnezeu. Eu nu spun lucruri complicate, nu este interesul meu să vorbesc pompos,
să nu mă înțeleagă decât anumiți oameni, n-am absolut niciun interes să mă chinui să fac așa ceva. Interesul meu este ca mesajul să fie clar și să ajungă la oamenii simpli care nu au niciun interes să asculte un clip de acesta cu dicționarul teologic în mână. Dați un share, vă invit să vă înscrieți la canalul meu de YouTube pe care sunt puse foarte multe resurse, inclusiv live-urile acestea de pe Facebook, dar la o calitate mult mai bună. Scrieți YouTube/, da, o bară, Apologia Reformata și acolo aveți un buton roșu subscribe sau înscriete, da? Acolo puteți găsiți foarte multe resurse, după cum v-am spus. Nu uitați, dați un share și ne vedem la un alt live. Dumnezeu să fie cu voi!